Dunărea oferă Mehedinților un potențial uriaș de dezvoltare, dar de care județul nu profită în acest moment. Este declarația candidatului PMP pentru un nou mandat de deputat Ion Cupă. Acesta susține că dezvoltarea infrastructurii de transport pe Dunăre, dar în același timp și preluarea portului în administrarea autorității locale, ar deschide noi perspective de dezvoltare pentru județ. Ion Cupă, candidatul Partidului Mișcarea Populară pentru un nou mandat de deputat, susține că, la ora actuală, cea mai mare bogăție a județului Mehedinți este Dunărea. Prin creșterea capacității de transport pe fluviu, dar și prin preluarea portului comercial și turistic în administrarea autorității locale, ar crește deopotrivă numărul investițiilor pe raza județului, iar economia locală ar fi și ea impulsionată, a mai subliniat acesta. Cred cu tărie că Dunărea trebuie să devină o autostradă principală de dezvoltare a României. Eforturile mele în viitorul Parlament se vor canaliza și pe un pachet de legi care să ajute la valorificarea întregului potențial al celor 1000 de kilometri ai Dunării de pe teritoriul nostru național. În acest moment, potențialul de transport pe Dunăre este subvalorificat în contextul în care transportul naval este cel mai ieftin și totodată cel mai ecologic. Dunărea reprezintă o axă importantă de transport pentru dezvoltarea României, dar la ora actuală, capacitatea de transport pe fluviu este utilizată în proporție de aproximativ 20%.